Sâmbătă, sala de sport a școlii Nanu Mușcel din Câmpul Lung a fost neîncăpătoare. Peste 150 de sportivi de la cele mai renumite cluburi din țară au participat la un puternic turneu de calificare la finala campionatului național de lupte greco-romane, ce va avea loc la începutul lunii viitoare la Târgu Mureș. Printre luptătorii care au intrat pe salteaua de concurs s-au numărat și Alexandru Boșneag la categoria 50 de kilograme, Mădălin Vișoiu, categoria 84 de kilograme și Eugen Herțoiu la categoria 96 de kilograme, toți calificându-se în ultimul act al naționalelor. Am participat cu 3 sportivi, s-au și calificat pentru finală și l-avem pe Boșneag Alexandru la categoria 50 de kilograme, s-a clasat pe locul 2. Îl avem pe Vișoiu Mădălin la 84 de kilograme și el calificat locul 7 și mai avem pe Herțoiu Eugen la 100 de kilograme, s-a calificat pe locul 5. Din păcate, CS Mușcel a pierdut în această perioadă un sportiv de mare valoare în persoana lui Vlad Maria, nimeni altul decât actualul campion național de seniori. Sportivul descoperit și format la CS Mușcel de antrenorul Anton Arghira a ales la începutul acestei luni să accepte oferta venită pe adresa lui de la mult mai titratul club Steaua București. Se cunoaște foarte bine în tot sportul românesc. Atunci când ajungi la o vârstă, termin liceul și ajungi la o vârstă în care trebuie să te întreții, să ai salariu, să-ți plătești taxele la facultate, trebuie să pleci la un club unde poate să-i ofere un salariu minim. Noi la Câmpul Lung n-am putut să realizăm acest lucru și atunci a trebuit să apelăm la un club unde este angajat cu carte de muncă, cu toate taxele și toate cheltuielile de pensie, medicație, să fie în rândul lumii. Mușceleanul a participat la turneul găzduit la Câmpul Lung sub culorile roș-albastre ale clubului militar, sportivul luptând de acum înainte pentru clubul din Ghencea. Să mai spunem că în sala de concurs a mai fost prezent pe lângă alți mari antrenori și cel mai renumit sportiv mușcelean din ultimii ani. Este vorba de Marian Sandu, multiplu campion național și european la lupte greco-romane, participant la 4 olimpiade, în momentul de față fiind antrenor coordonator al secției de lupte greco-romane al clubului din Ștefan cel Mare, Dinamo București.